La fel ca multe alte caracteristici ale corpului nostru, culoarea dinților este determinată de factori genetici. Primul strat al dintelui de la exterior către interior este smalțul, care este alb și translucid, adică lasă să pătrundă lumina doar parțial. E ca o sticlă prin care abia vezi. Imediat sub el se află dentina, care este galbenă. Unii oameni se nasc cu smalț gros, care acoperă dentina și tot ce se vede la suprafață este albul smalțului. Însă unii oameni nu sunt atât de norocoși și se nasc cu smalț subțire prin care se vede dentina galbenă. De asemenea, stratul de smalț se deteriorează odată cu trecerea timpului, dar aici vin veștile bune. Tu poți să controlezi cât de mult sau cât de puțin se va deteriora prin modul în care ai grijă de dinții tăi. Așa că astăzi vreau să-ți vorbesc despre 5 metode prin care poți să-ți menții dinții albi și sănătoși și chiar câteva metode prin care poți să lupți cu mama natură și să-i faci chiar mai albi decât ți-a fost predestinat. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care poți să-l faci ca să ai grijă de dinții tăi este să investești într-o periuță electrică. Există milioane de bacterii în gura noastră, unele bune, altele mai puțin bune. Una dintre ele este Streptococcus mutanus, o bacterie care transformă zahărul în acid, acid care ne erodează smalțul. De aceea cafeaua, dulciurile, mâncărurile cu zahăr nu fac bine dinților pentru că acestea pot duce la apariția cariilor. O perie electrică este mai eficientă decât o perie normală în a îndepărta resturile și bacteriile dăunătoare de pe suprafața dinților. Capul periuței electrice se rotește mai repede și oferă o curățare mai în ansamblu și face treaba pentru tine, mai ales dacă ești leneș. Un alt avantaj este că are și timer, adică se oprește la 2 minute timpul indicat de periere a dinților. Dezavantajele, bineînțeles, sunt că e mai scumpă și acest cap trebuie înlocuit odată la o lună sau două. A doua metodă prin care poți să-ți menții dinții albi și sănătoși este să folosești ața dentară. Ața dentară trebuie folosită înainte de a te spăla pe dinți pentru că bacteriile nocive de care am vorbit înainte își fac locul cam peste tot. Și ața dentară ajută la scoaterea lor. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să folosești ața dentară, apoi să te speli pe dinți cu periuța și apoi să folosești al treilea lucru care îți va îmbunătăți aspectul dinților, dar și sănătatea lor, apa de gură. Apa de gură e ca un fel de cirașe de pe tort, pentru că ajunge în locurile cele mai inaccesibile. Dar ai grijă să nu clădești cu apă după ce o folosești pentru că își va pierde din proprietăți. A patra metodă este folosirea unui kit de albire. L-am comandat pe acesta de pe Mag cu 100 de lei. Kitul vine cu două gutiere, una pentru dinții de sus, alta pentru dinții de jos, o seringă care conține substanță cu peroxid de hidrogen care ajută la albirea dinților, un dispozitiv cu lumină albastră pe care îl bagi în gură după ce spui gutierele și un cartonaș prin care poți să îți măsori progresul și culoarea dinților. Prima dată trebuie să fierbi niște apă într-o oală, introduci gutierele timp de 10 secunde fiecare, apoi cât timp sunt calde trebuie să le mulezi pe dinți, apăsând cu degetele tăia. Apoi pe suprafața unde va veni exteriorul dinților, cu seringa, tragi o linie. Cam așa. După ce ai făcut asta pentru ambele gutiere, le fixezi bine în gură, fixezi lumina. Și în final, a cincea metodă este să mergi la stomatologie și să-i ceri dentistului să-ți facă o albire. Singura problemă este că prețul se află undeva între 700 și 1000 de lei per ședință. Dar asta e nimic pe lângă fațetele dentare care costă 300 de euro una. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Cubescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la pagina mea de Instagram numită Stickered, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei bucata, livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Stickerele se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar pe laptop. Iar dacă comanzi peste 10 stickere, livrarea gratuită și în afara Craiovei. E bine, acesta fiind spus, eu am fost Advice sau Eli și până data viitoare, nu uita! Pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!